Hei, salutare din nou! Astăzi vom găti o costiță. Din păcate o vom face la cuptor. Vremea nu ne permite, e... ploaie afară, e frig. Așa că o să o pregătim la cuptor. O să o fierbem întâi în bere cu condimente și după aceea o să o băgăm la cuptor. Hai că porționăm un pic înainte. Pe lângă asta vom face și niște cartofi. Tot la cuptor. Dacă tot folosim cuptorul, azi va fi cuptor peste tot. Și voi face și un sos barbecue. Pentru că simulăm un pic grătarul. Și acum vom fierbe un pic carnea, vreo 2 ore. Spre disperarea lui Dan. Care nu mai are chef de stat la foc. Își pune cărnița aici în wok. Și ghici în ce-o fierbe, în Dane? În bere. În bere. Știi că te-ai cumpărat bere să fie camion în sobie. Pentru... risipă. Știu că e nasol pentru cei care beau bere. Dar ce fain sună. Auzi? Mă gândesc că acolo atât ai tot, una, nu? Da, o bere, că restul mai completăm cu apă ca să... să nu facem pagumă prea mare. Punem niște piper boabe. Toate. Ai niște cimbru. Așa. Cimbruleț. Niște chimen măcinat. Nici nu știi ce te lovește. Nu prea mult, că mai folosim și în sosul barbecue și să nu exagerăm. Și niște frunze de dafin. Exact. Și o punem la fier. Bine, să nu uităm de sare. Să fierbem în jur de 2 ore. Pentru că a făcut o reacție cu berea. Amestecăm un pic să intre condimentele peste tot. Și punem la foc. Am terminat cu carnea, am fiert-o vreo 2 ore jumate, cred că. Am pus-o deja în un vas Siena. O să o băgăm la cuptor. Am fiert și cartofii. Ăștia-i punem deocamdată așa cum îs. Și condimentăm la sfârșit ca să nu ardem condimentele. Sosul ce a rămas de la carne, i-am mai pus niște usturoi. Îi putem zice gravy, tot ce a rămas de la carne. Sosurile astea bune. Ia uite cum se vede. Credeți-ne pe cuvânt, e ce trebuie.
Îl și punem frumos. Cu bucăți de carne, cu usturoi, cu tot ce trebuie. Punem asta la cuptor. Sosul de barbecue. Reducția asta e nebunie. E ca un gem. Deci e ce trebuie. Asta e un sos dulce, acrișor, picant, pe care o să-l punem pe carne la un moment dat. Așa că, după ce vom termina, vă arătăm finalul zilei. Bună dimineața! Ne-am trezit cumva, a fost super cald azi noapte, toată lumea punea pe foc. Aia e că din prima seară nu prea știi cum să faci focul să fie ok, până nu îl înveți un pic. Așa, acum avem micul dejun. E o priveliște super frumoasă azi. Se aude și trenul, cred că vine acum. Pisicuța asta peste noapte pe aici. Ce-i, mă? Ce faci acolo? Bun. Hei, STA! Hei, bună dimineața! STA, travel. Ce faci acolo? Pregătit un ceai, cafea este făcută și așteptăm masterchef-ul să vină să facă gogoși. Da, că seara n-am mai făcut gogoșile. Dar astăzi să facem langoș, că n-am pus foarte puțin zahăr, am pus că nu știam exact ce o să facem. Așa că o să facem și langoș la micul dejun și și gogoșele, ca și desert. M-a crescut în toată și a dublat volumul, poate chiar triplat, la cât era ieri. Hai să vedem ce putem face. Ceva de genul a ieșit, s-a umflat frumos, a crescut bine și acum facem și desertul, niște gogoșele, le dăm numai cu niște pudră de zahăr și cam asta e. Și a ieșit și deseptul. Vârtim langoșelul. Și mai am din brânza aia
de la gura râului, din cea mai bună zonă ciobănească. Bun, bun, bun. Niște slăninuță. Care de smăi? Cam asta a fost cu cabana. Să ne uităm mai bine la curte, că ieri n-am ieșit că a plouat toată ziua. Se distrează lumea. Un pic de soare și deja crește moralul. Să vedem un pic și foișorul. Frumos. Grătărel. Cred că o chiuvetă. Un blat mare. Chiar suficient. Vara e o încântare să stai aici. Ne-am despărțit de Dan și Lavinia. Noi mai ne plimbăm un pic pe aici, pe văile astea. Acum urcăm dinspre Bistra, spre Călimani, să vedem dacă mai dăm de niște zăpadă.